Fii atent. O poveste despre politețe și comportament adecvat. Iasmina este o fetiță foarte drăguță, foarte veselă și cel mai atent copil din clasa ei. Când doamna profesoară a scăpat creta în timpul orei, ea a fost prima care a sărit să o ridice. Dacă cineva nu înțelegea un exercițiu, ea îi explica bucuroasă ce are de făcut în timpul pauzei. Toată lumea o iubea pe Iasmina pentru că era atât de amabilă și atentă. Într-o zi, fetița a observat că Sergiu, colegul ei de clasă, nu și-a adus pachetelul cu mâncare în ultimele zile și nu mânca nimic mai toată ziua. "Nu te-am văzut mâncând în pauză. S-a întâmplat ceva?" întrebă Iasmina. "Nu, mi-am uitat doar sandwich-ul acasă," spuse Sergiu, sărind de pe bancă. Iasmina s-a întrebat ce s-ar fi putut întâmpla, dar nu a vrut să pună întrebări, așa că acasă i-a cerut sfatul mamei. "Sergiu nu și aduce mâncare la școală de câteva zile, iar când l-am întrebat astăzi, el mi-a spus că a uitat-o acasă, dar cred că a mințit. Cum poți uita mâncarea chiar în fiecare zi?" "Știi, iubito, este sfârșitul lunii. Poate familia lui are probleme financiare," i-a spus mama. "Mama, crezi că ai putea să-mi pregătești un sandwich în plus pentru mâine?" Mama a înțeles imediat la ce se gândea fiica ei și, zâmbind, a promis că mâine îi va pregăti două sandwich-uri și două mere. A doua zi, Iasmina nu a vrut să-l facă pe Sergiu să se simtă prost dându-i direct sandwich-ul și mărul, așa că, în timpul pauzei, l-a așezat pe banca băiețelului și a pus lângă el un bilețel pe care scria: "Bună, Sergiu! Aceasta este masa ta de prânz. Poftă bună!" Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul Este Posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!